Pe vale, pe culme, stau satele mele, aproape de Codru, aproape de stele. Așa zicea marele poet Grigore Vieru despre localitățile pitorești ale acestei țări. Printre ele se numără și localitatea noastră, satul Hâncești din raionul Fălești, legenda căruia dorim astăzi să vă relatăm. Atestat documentar în anul 1803, satul poartă mai multe denumiri pe parcursul istoriei sale. Niorcani, Hâncești, Gâncești, Hâncești. Și oamenii au încercat, prin legendă, să dea o explicație a acestor denumiri. Cea mai răspândită legendă este despre ciobanul Hâncu, care împreună cu prietenul său mergeau de-a lungul râului Prut în căutarea unui loc mănos. Ajunși aici, au fost încântați de apa gârlelor și de iarba mănoasă pe care au găsit-o și până la urmă au decis să rămână și să viețuiască aici. Astfel, în partea dinspre miază zi, apare de la Hâncu localitatea Hâncești și în apropiere Călin întemeiază localitatea Călinești, care rămân pentru istoria țării să fie o parte componentă a istoriei ei. Desigur că din legendă vin și oamenii acestui pământ, oameni vrednici care pe parcursul secolelor s-au ocupat de agricultură și de meșteșugărit. Dar în anii 60, primii copii ai satului, doritori de carte, pleacă în lumea mare. Și printre ei se numără și o fetiță visătoare de pe dealul bisericii cu numele de Margareta. Peste ani devine scriitoarea Margareta Cortescu, care pe parcursul a câtorva ani a adunat pe file de carte istoria acestei localități și astfel, în primăvara anului 2021, apare cartea File de Monografie Satul Hâncești Niorcani. O carte scrisă cu mare drag, o carte scrisă printre lacrimi care vine să ne spună frumusețea acestor locuri, frumusețea oamenilor de pe acest pământ.